Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru marți. Să știți că ziua de marți este extraordinar de bună. În primul rând, Venus este intrată de-a bine la însemnul peștilor și o să discutăm despre asta. Da? O să vedeți că, în general, lucrurile se mai liniștesc în lume. Da, poate să fie și o perioadă în care se întâmplă mici mari minuni, dar zic eu că este o perioadă în care iubirea ține de sacrificii, iubirea ține de a mai sta puțin deoparte, iubirea ține de a mai ține anumite lucruri în secret și, de asemenea, este o perioadă în care sinceritatea este cu adevărat da la suprafață. De asemenea, așa cum v-am mai zis, Venus o să se întâlnească cu Saturn spre finalul lunii și acolo e testul suprem, da? e adevăr, e iubire sau e minciună, e ignoranță și așa mai departe. de altă parte, ziua de marți, vine cu niște aspecte extrem de pozitive și anume este o zi cu mult curaj, este o zi bună, chiar este o zi în care avem curajul să vedem lucrurile dintr-o altă perspectivă și poate chiar să luăm niște decizii importante, Privind viața noastră, da, vedeți voi, sunt niște decizii care țin de credință, care țin de principii de etică, de morală, adică sunt lucruri importante, zic eu, da, este o zi în care începem să vedem altfel realitatea și uite, Venus acolo chiar și presupune, da, să ne apucăm să facem tot felul de gesturi frumoase, să ne apucăm să vedem lucrurile, lumea în general mai mai frumos și. Asta așa că și femeile perioada asta o să vedeți că au un aer așa mai diafan, mai de bază, dar probabil și eu am simțit să mă îmbrac așa, să fac părul așa, nu mă întrebați. Da? Este o perioadă bună, da? însă în special în special, repet, ziua de marți, când despre asta vorbește, despre a vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă, fiind și Venus de-a bine la intrat în pești, cu siguranță discutăm despre un nou mod de a vedea viața, prin iubire, prin sacrificiu, prin credință, prin a mai învăța să mai lăsăm și de la noi, însă nu în ideea aia în care ne sacrificăm total și noi stăm să plângem ca să fie altul fericit. Asta nu există. Da? Când vine Saturn o să regleze lucrurile. Da? Bun, și acum am un anunț important de făcut și anume Uh, nu știu dacă știți, dar de câteva luni bune, mai exact de prin decembrie, am găsit o nouă firmă de IT, colaborăm extraordinar de bine, uh, sunt câteva luni bune în care credeți mă că am reușit să realizez extraordinar de multe proiecte, da? ceea ce n-am reușit înainte, dar, în fine, să lăsăm trecut în urmă. Uh, dacă sunteți interesați de un site, o aplicație sau știu eu poate aveți ceva important de rezolvat, dar am înțeles că îi fac și partea de uh, marketing. Da? Aveți link către site-ul lor în primul comentariu, aveți link către site-ul lor și către uh, pagina de Facebook uh, și în descrierea videoclipului puteți să aruncați o privire de curiozitate da? sau poate știți pe cineva care uh, are nevoie de un serviciu pe zona aceasta de IT. Adică eu personal îi recomand cu mare drag, deci am reușit să realizez foarte, foarte multe lucruri și bune și serioase și chiar deci au niște prețuri extraordinar de bune, sunt foarte serioși și eu personal nu am ce să reproșez, da, chiar repet, încă mai avem proiecte în lucru, adică aplicația pe care o știți voi site-ul pe care îl știți cele noi, mă, repet, mă refer cele pe care le-am făcut cu ei Acum sunt în, în lucru, da, adică mai lucrăm la funcții noi, da, aplicațiile vechi ori să fie transformate în niște aplicații din astea motivaționale, da și lucrăm și la asta, adică e absolut fantastic ce se întâmplă, deci dacă aveți nevoie de un serviciu, intrați da și vedeți exact da, repet, deci sunt și prețurile ok, ei sunt foarte serioși, chiar am învățat, cred că foarte multă parte de IT de când colaborez cu ei, pentru că îți și explică exact ce fac, da pe înțelesul tău. Da, eu o chestii nu le înțelegeam și a fost mai complicat cu mine când trebuie explicații suplimentare. Că na, trebuia să știu și eu ce fac, dar e absolut fantastic. Adică dacă aveți nevoie de un serviciu, cu mare drag îi puteți contacta. Da. Repet, aveți linkul către pagina de Facebook a lor, către site-ul lor oficial și acolo aveți afișate și prețuri și mai multe lucruri. În, în, primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului. Da? Sau cum am zis, fie că aveți voi nevoie, fie că uh, vă gândi, fie că aveți pe cineva în jurul vostru care, nu știu eu, are de rezolvat ceva da, pe partea aceasta. Bun. Uh, uite, vezi, Venus acolo în pești, da, dă dovadă de sinceritate, tot Venus acolo în pești e cu recunoștința, dar ea e sinceră, da, sinceră. Bun. Deci este o perioadă bună. Chiar o să discut pentru fiecare zodie în parte uh, pe unde vine Venus și ce se întâmplă pe acolo. Bineînțeles că o să menționez și de partea cu Saturn, pentru că la un moment dat se întâlnește cu Saturn. Venus este și guvernatoarea eclipsei care se produce spre finalul lunii, deci mai mult decât atât e important. Da? E important. Bun, hai să vedem așadar ce se întâmplă cu fiecare zodie în parte. Te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. Și hai să vedem așa, dar vă reamintesc de previziunile pentru săptămâna asta că e o săptămână așa destul de ciudată, aș zice eu, e o săptămână de noi începuturi, este o săptămână în care se întâmplă și mici mari minuni, dar eu aș zice că poate să fie și liniștea aia dinaintea furtunii, dacă urmează și echinocții săptămâna viitoare, o să avem și eclipsa respectivă, care e destul de puternică. Zodia Berbec. Pentru Bărbec e o zi faină, Bărbecul are foarte mult curaj astăzi. Da, Marte, guvernatorul tot se împacă bine cu luna și Bărbecul este da, într-un moment așa marți în care merge cu toată viteza înainte către viitor. Acum e un viitor care ține de tine, este un viitor care ține de sufletul tău și foarte mulți bărbeci, poate cine știe, aveți întâlniri cu prietenii, apar tot felul de deblocări, fie legate de sfera financiară, fie legate de zona aceasta de online. Însă aș zice eu că berbecul cumva atrage turma înainte, da? E ca și cum berbecul mare zice, gata, băi, toată lumea merge pe aici, că mie mi-a venit ideea, că eu știu pe unde să mergem, știu strategia, știu cum să acționez. Și asta e ok, da, tot înainte. Venus intră în pești, da, și asta înseamnă că este un moment tare bun pentru berbec. Toată luna martie Venus sta acolo în pești, timp în care să știi că te ajută foarte mult, în primul rând îți oferă multă protecție divină și ce înseamnă asta? Înseamnă că Venus acolo te protejează să nu ți se întâmple ceva rău, da? că e vorba de o relație de iubire, că e vorba de bani Adică dacă vezi că o relație nu funcționează, tot nu reușești să te întâlnești cu prietenul ăla, că relația de cuplu nu vrea să înainteze, nu insista dar orice se întâmplă nu insista, cât te ferește universul de ceva anume De asemenea, iubirea pentru bărbec devine mai secretă, mai discretă, mai ascunsă Poate apare un flirt acolo Pentru bărbecii singuri poate să pară o iubire din asta secretă Sau cei care să-ți aflați într-o relație Este o perioadă în care poate se comunică mai puțin Sau este o perioadă în care doriți să stați împreună cu partenerul în locuri mai ascunse Poate să vă rugați împreună, să meditați împreună Și ce mi se pare mie interesant este că Berbecul în perioada aceasta poate, știu eu, să treacă printr-un moment în care să-și aducă aminte așa niște amintiri din astea vechi, da, legate de iubire, poate legate de uh, plăcerile tale și eu zic că este o perioadă bună, da? o perioadă bună. Hai să vedem da, ce spune și, și tarotul pentru berbec, ce trebuie să știți. Ok, uite, apare steaua, apare lumina de la capătul tunelului. Șapte de cupe, steaua, deci multe oportunități pentru Berbec, dar este și o zi în care ca și cum simți că plutești, simți că visezi cu ochii deschiși, um, poate să fie și o zi în care îți pui toată energia într-o speranță mare pe care o ai, într-o pasiune pe care o ai. Apoi avem asul de bâte, da? o idee bună care îți vine astăzi, o nouă activitate pe care o faci, dar și multă bucurie, mult entuziasm pe care eu aici îl văd pentru Berbec. Apoi avem pajul de băte. Pajul de băte care înseamnă un nou mod de a acționa. Pajul de băte înseamnă uh, și un moment în care, e ca și cum vrei să faci ceva nou, te îndrăgostești, da, poate să fie și un moment în care afli o veste bună legată de un copil sau legată de o persoană dragă ție. Zodia Taur. Uh, pentru Taur, E o zi bună. E o zi în care eu ți-aș recomanda o mai mare atenție pe sănătate. Da? Poate să fie un moment în care taurul vrea să se afirme, poate să fie și un moment în care taurul vrea să iasă în evidență, vrea să fie susținut, vrea să fie apreciat și asta e de bine. Pot apărea acolo anumite responsabilități sau anumite lucruri ciudate legate de un părinte, legate de un șef, legate de o persoană importantă din viața ta sau de partenerul tău, Însă, tot pentru Taur, Venus, guvernatoarea ta este în semnul peștilor și bineînțeles că de acolo te ajută foarte mult. Încep să devii mult mai pozitiv privind viitorul tău. Foarte mulți Tauri o să ieșiți în evidență și cu siguranță o să vreți să vă concentrați mai mult pe grupuri mari de oameni. Cum ar fi un cerc de prieteni, zona de online și de asemenea, tot pentru Taur, Venus acolo poate să aducă o speranță, un viitor mai bun în relația cu partenerul tău, cei care aveți firme, adică ce înseamnă firmă, ca să mai explic încă o dată, dar nu credeți că vă refer la oamenii care sunt multimiliardari. Nu, ai un talent, da? pictezi da? și ca să fii legal, să dormi liniștit, noaptea ți-ai deschis o firmă, o formă juridică, da? ca să dai taxe la stat, să stai liniștit noaptea, da? în sensul ăsta. Da? Ei, dar nu numai pe artă, orice, nu contează. Da? Ei, uite acolo pot veni bani mai mulți, îți vin mai mulți clienți, ai colaborări fructoase, deci ești ajutat. Și dacă e să discutăm și de dragoste pentru cei singuri, iubirea apare în grupuri de oameni, adică într-o ședință, într-o întâlnire cu niște prieteni, într-un centru comercial, te duci acolo unde sunt mulți oameni, uh, mai ales dacă discutăm, uh, știu eu, și de persoane așa mai sensibile, poate fi un vernisaj, da? adică o, o expoziție de asta de artă și așa mai departe, adică Taurul pe acolo poate să cunoască pe cineva, poate și pe zona de online, eu nu zic, nu. Posibil și pe acolo. Însă, partea bună a lucrurilor este că, tot pentru tauri, mai ales cei aflați într-o relație, uite, acum puteți să vă faceți niște planuri de viitor împreună cu partenerul care să ajute relația, care să vindece lucrurile și asta zic eu că vă este de, de folos și o perioadă foarte bună pentru Taur, bineînțeles, spre finalul lunii, Venus se întâlnește cu Saturn și acolo e testul suprem. Da? Uh, nu e neapărat ceva negativ, unii poate învățați ceva legat de dragoste, legat de bani. 9 de cupe, 8 de spade. O bucurie mare pentru Taur, dar și o dorință mare de a se elibera dintr-o închisoare, dintr-un compromis. Deci ai stat tu undeva acolo la dos de ploaie și acum vrei să pleci de acolo. Cavalerul de spade, acum fie tu ești persoana care face schimbări majore, fie este vorba despre o persoană importantă din viața ta care face niște schimbări, așa cu viteza luminii, poate îți plac, poate nu îți plac, dar ă, oricum ar fi e de bine pentru tine, e ca și cum îți dai demisia sau ți se zice că trebuie să pleci de la muncă și te apuci și deschizi ceva pe cont propriu. și te duci mult mai departe față de cum ți-ai fi imaginat. Poate este o ceartă, poate este un apel telefonic, un mesaj, o discuție ciudată. Roata destinului, da? Aici e un noroc pe care îl ai, e o bucurie pe care o ai. Poate să fie și o zi în care, pentru tauri, lucrurile încep să se miște într-o anumită direcție, și asta e de bine. Pentru că, uite, e un drum aici pe care îl faci. Zodia Gemeni. Pentru gemeni este o zi bună. Uh, în primul rând, gemenii astăzi au uh, foarte mult curaj, spună ceva în practică, nu știu, dai drumul unui proiect sau pentru alți gemeni e ca și cum acum aveți o încredere în voi, da, cum că viitorul arată într-un anumit mod. Pentru că vi se oferă dovezi, Venus acolo în pești pentru voi e bună, da, e într-o poziție foarte înaltă. Uh, e un moment în care strălucești, ieși în evidență, da, Uh, pentru gemenii care, știu eu, aveți probleme sau ți avut probleme din punct de vedere profesional, uite acum Venus aduce liniște, aduce vindecare, aduce oportunități bune, mai calmează șefii, mai calmează oamenii din jurul tău. Și pentru gemenii aflați într-o relație, uh, Venus acolo o vă ajută să străluciți mai mult împreună, poate chiar să faceți lucruri importante împreună cu partenerul, da? uh, poate chiar responsabilitatea ta de părinte, știu eu, uh, Începeți să devină mult mai plăcută, iar pentru alți gemeni, mai ales pentru cei singuri, vedeți că dragostea poate să plutească în aer, dar uh, toată luna martie dragostea plutește în aer, dar știți pe unde? Pe undeva, pe la nivel înalt. Adică fie omul ăla uh, e o persoană care, nu știu, are afaceri, face bani. Uh, E spiritual sau este o persoană foarte matură. Poate să fie și o persoană mai mare de ani, dar persoana respectivă, vedeți voi, e foarte secretoasă. Adică, dacă o vezi așa la prima vedere, zici că e un om normal și că nu are de nicio culoare cunoaștere respectivă sau situația respectivă profesională, financiară și așa mai departe. Deci, Lucruri bune pentru gemeni, da? cu Venus acolo, bineînțeles că o să fie și testul suprem, acum gemenii care vă gândiți vă împăcați sau vă gândiți să vă oficializați o relație. Eu aș zice să așteptați finalul lunii martie când Venus se întâlnește cu Saturn și atunci o să vedeți voi exact dacă e albă sau e neagră, pentru că Saturn, bineînțeles, nu o să vă lase în lucruri care nu vă sunt de folos. Da? Cred că ați văzut în ultima vreme, atunci când a fost întâlnirea lui Mercur da? cu, cu Saturn. Da? că v-a ajutat foarte mult. În rest, uh, este o perioadă bună pentru gemeni, o perioadă în care, uite, poți să primești o avansare, poți să devii mai celebru, poți să uh, celebru, poți devii cunoscut, nu știu, un cercul de prieteni, la muncă, ți se oferă o avansare sau dacă îți cauți un loc de muncă. Acum e momentul, dar trebuie să mergi să depui și CV-ul, trebuie să mergi și să și ceri, că dacă nu ceri, uh, asta e viața. Da? Dar pentru gemeni, repet, e o perioadă bună, o perioadă bună aduce vindecare, liniște. Cinci de spade, regele de monede. Nu știu cineva aici și în partea teritoriu. Unii puteți avea legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. Da? Și văd foarte mult curaj pentru geme. Foarte mult curaj, foarte multă voie bună. Trei de cupe, o primă bucurie, o primă victorie aici. Dar poate să fie și o dovadă fizică palpabilă pe care gemenii o primesc. Ultima carte, Asul de monede, da? un nou loc în care mergi, o dovadă fizică pe care o primești, un nou proiect pentru tine, un cadou. E ceva ce ție îți aduce liniște, îți aduce pace. Gemenii reușesc să se vindece, reușesc să rezolve ceva important. Zodia Rac. Um. Pentru Rac este o zi tare interesantă. În primul rând, poate este o zi în care apar niște cheltuieli, sau poate este o zi în care e nevoie să ți consumi foarte multă energie pentru un proiect drag sufletului tău. Fie este vorba despre multă energie pe care o consumi în relația cu persoana iubită, și aici poate să fie și un moment pasional, dar poate să fie și un sacrificiu, și un efort mare pe care îl depui pentru partener, sau pentru un copil, pentru alții. Dar în alte cazuri pur și simplu e vorba de Pasiunea voastră, da. aveți și voi o pasiune acolo, da. vă doriți ceva, vă place ceva și vă duceți și acționați, da. Venus intră pe casa nouă și acolo vă ajută mult. În primul rând, vă faceți să fiți mai pozitivi, să gândiți lucrurile mult mai bine, vă crește credința la da? încrederea în voi, dar și credința în divinitate, în univers, unde vreți voi v-am zis, fiecare cu religia lui, eu nu judec, da pe acolo. Sunteți susținuți. Foarte mult noroc și foarte multă susținere pentru RAC în următoarea perioadă pe acte, pe zona străinătății. Deci ce nu s-a legat, ce nu s-a rezolvat. Uite acum e momentul. Și de asemenea, tot pentru RAC, cei care sunteți într-o relație, nu știu, poate printr-o terapie, fie terapie de cuplu, fie te duci tu, nu știu, la un psiholog, te duci undeva să-ți pune cineva să te ghiteze unde vrei tu, da, acolo te-ar putea ajuta, te-ar putea ghida, iar alți raci ca și cum poate vreți să faceți niște drumuri împreună cu partenerul vostru, poate alții vreți să vă mutați undeva împreună cu partenerul și atunci din nou lucrurile sunt mult mai liniștite. Iar uh, alții, nu știu, poate vă gândiți să rezolvați ceva legat de niște acte, unii poate spuneți gata, mă căsătoresc, alții din contra, mă separ, deci depinde de fiecare și foarte mulți dintre voi o să vreți să învățați lucruri despre iubire, sau cel puțin universul ăsta o să vrea să vă învețe despre iubire, despre pace, despre sinceritate. Uh, iar pentru racii singuri, iubirea poate să plutească în aer prin zona străinătății, dar iubirea, bineînțeles, poate să plutească în aer și undeva în zona studiilor. Te duci, te înscrii la un curs și acolo cunoști pe cineva. Acum, eu nu zic neapărat că te și măriți sau te însori cu omul ăla da, în următoarele săptămâni, dar poate să fie ceva ce-ți place. Da? Că oricum, Saturn acolo sigur o să stabilească pentru RAC spre finalul lunii. Da? Dacă relația aia de cuplu e bună sau nu e bună, dacă lucrurile sunt benefice sau nu sunt benefice, deci sunteți foarte bine susținuți. Cu Venus acolo, cei care aveți examene, da? Venus vă ajută. Doar că nu vă bazați că, nu știu, vă vine subiectul ăla preferat. Poți vă vină, da? Dar, totuși, fiind Saturn acolo, eu v-aș recomanda să tratați lucrurile cu seriozitate, da? Pentru că e ok. E ok. Simțiți o ușurare, nu știu, fie uh, reușit să învățați mai ușor, fie să mai deblochează ceva, dar asta repet, neapărat în ziua de marți până la sfârșitul lunii martie aveți timp mult și bine și puteți să mai primiți și niște vești hopa uh, pozitive pentru rac uh, de prin străinătate, da, de prin străinătate, hai să vedem tarotul ce zice pentru rac, ce trebuie să știți. 9 de cupe, moartea, o legătură cu un scorpion. Uite, te eliberezi de ceva, simți că îți cresc aripi, te transformi din omidă în fluture. Da, motanul e pe aici, prin zonă. Multă comunicare, e ca și cum primești o veste fulger, primești o veste bună. Da, n-am no, ce să fac. E ora lui de somn, dar nu vrea să doarmă. Cavalerul de cupe, aoleu, e cu dragoste pentru rac, nu știu, primești o invitație undeva sau cineva vrea să se apropie de tine, poate tu cunoști pe cineva și vrei să comunici cu omul respectiv. Sau o veste bună care apare de la o persoană foarte dragă sufletului tău. Arcana majoră, roata destinului, deci o schimbare care apare, ceva începe să se miște într-o direcție. Este și o zi norocoasă pentru rac, o zi în care lucrurile încep să meargă Într-un mod mult mai pozitiv. Uite, poate să fie ceva legat de două femei, două instituții, două prietene. O persoană de la drum, nu știu, îți poate da o veste bună, o veste liniștită, clarificatoare. Zodia Leu. Uh, dragi Lei, pentru voi uh, este o zi în care. Uh, se pot la niște hotărâri acolo importante privind relația cu partenerul. Da? Poate e ceva legat de o mutare, de o relocare, poate este vorba despre uh, un drum important pe care îl faci sau o discuție pe care o ai cu o persoană care se află la distanță de tine în altă țară, în alt oraș. Um, e ca și cum închizi un proiect, e ca și cum te eliberezi de ceva, de o casă, de nu știu, ceva important uh, și, de asemenea, Venus pentru tine să mută pe casa opta da? asta înseamnă că te ajută foarte mult. În primul rând, leul, da, va trece printr-o perioadă în care. Banii da mai pot veni și din alte surse, da, sau fie îți cresc economiile. Fie nu știu reușești să rezolvi ceva legat de o bancă, o bursă, o pensie, da. Și deci toată zona aceasta ești foarte bine susținut, poate și niște, niște bani suplimentari, o comisiune ceva. Da, dar vezi că venus acolo stă, dar trebuie să și faci ceva, adică trebuie să și ceri, trebuie să și cauți. Iar cei care aveți de rezolvat chestiuni legate de moșteniri, bănci, împărțiri de bunuri, partaje, știu eu, acum da, sunteți mai mult ajutați, da, eu nu zic acum că se întâmplă minunea minunilor, dar oricum simțiți o ușurare, da, simțiți că lucrurile încep să mai meargă pe acolo, iar pentru lei aflați într-o relație, vedeți că este o perioadă în care relația aia trece prin niște teste, trece prin purificare și purificarea asta știți cum ține? De faptul că nu veți mai fi lăsați, da, prin lucruri toxice, pot fi tot felul de discuții intense cu partenerul de la suflet la suflet, profunde cu emoții care îți va ajute, da? Alții poate acum trebuie să hotărâți, mă căsătoresc sau mă despart, da? Sunt decizii importante Partenerul poate stracă printr-o perioadă de suferință, printr-o perioadă ciudată iar mulți lei cu siguranță în următoarea perioadă o să vreți să, o să vreți să cheltuiți mai mult pentru plăcerile voastre. Aici eu nu mă bag, fiecare știe buzunarul, dacă vă place ceva mergeți, investițiile pe care le faceți, dar atenție aici mă refer în special săptămâna asta că după o să intre și Marte pe acolo prin pe și Na, Marte mai dă și cheltuielea Iurea, dar na, fiind și Venus poate compensa. Aici dacă vreți tot înainte, să investiți în ceva, să faceți ceva, iar pentru lei singuri, ei acum e momentul adevărului, acum începeți să vă dați seama ce vă doriți, ce nu vă doriți cu adevărat și poate să apară, bineînțeles, un suflet pereche, doar că este o persoană care trece printr o perioadă de schimbări profunde, este o persoană care în momentul de față trece printr o pierdere destul de mare, da? Alții, nu știu, aveți rude, aveți persoane foarte apropiate vouă care trec printr o perioadă de schimbări. Da? Și poate voi sunteți sufletiși și asta să zic că vă impactează. Hai să vedem pentru leu ce zice și tarotul. U! Uh! 10 de monede de turnul. Vers surprinzătoare pentru leu legate de casă, familie, vers surprinzătoare legate de un grup de oameni, un nou început, un copil. Ce faceți aici? Pleci undeva. Ei o, ei o decizie foarte mare, foarte importantă. Șase de bâte, o bucurie mică, o victorie. Ceva începe să se miște într-o direcție. Ultima carte, Diavolul, o legătură cu un Capricorn, deci e o bucurie mare, e o atracție puternică acolo, e un moment foarte interesant. De asemenea, tot Diavolul aici, să știi că vorbește despre. Uh, um, partea aceasta materială, da, care poate avea un rol important pentru, pentru tine. Unii v-am zis, e ca și cum primiți o veste fulger care vă bucură, dar uh, care vă și face, da, să faceți ceva de genul ce așa, bun, și acum e momentul meu, uite acum fac asta, da, uite acum mă bag în chestia asta. E ok, da, e ok, sunt niște secrete pe care le aflați, v-am zis, e o persoană aici care suferă, care e într-o stare de sacrificiu. Acum poate ție, nu știu, îți pare rău în legătură cu cineva, da, că s-a rupt relația, că s-a rupt colaborarea. Poți fi și asta. Da? Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, este o zi de marți în care aveți foarte multe lucruri de făcut. V-aș recomanda o mai mare atenție pe partea de sănătate. Cu siguranță Fecioara astăzi este determinată să meargă înainte spre viitor. Doar că n mersul ăsta înainte mai presupune și niște schimbări, mai presupune și niște renunțări. Poate ai acolo niște discuții importante cu cineva, alții poate sunteți într-o perioadă în care trebuie să Vă asumați ceva anume e un stres acolo e ceva da care cere de la voi să faceți ceva important, da? uh, nu exagerați cu absolut nimic în ziua de, uh, de marți, deși sunteți bine susținuți, venus intră pe casa a șaptea. Asta înseamnă că sunteți ajutați. Uh, în primul rând uh, vă vin mulți clienți sau vă vin oameni care sunt. Stabil material, care e abundență, oameni frumoși, oameni care au un aer din ăsta de basmă, da? Fecioarele, nu știu, care sunteți într-o relație și care ați avut probleme sau aveți probleme, uite, Venus acolo poate să aducă împăcare, vindecare. Doar că da, v-am zis că da, eu sunt sinceră până la final, da? Nu, nu stau să vă spun acum că doar bine, da? Venus aduce lucruri bune, dar spre finalul lunii se întâlnește cu Saturn și acolo. Deci, dacă e o iubire sinceră și chiar vă împăcați și sunteți sincer unul cu altul și cumva vă dați o resetare și totul e bine și frumos și e din ambele părți, iubire e sinceră, e frumos, e ok, da? Saturn zice, bun, bravo, a trecut testul tot înainte, casă de piatră. Dacă nu i sinceritate, nu e iubire, nu este ceva adevărat acolo, Saturn vă salvează și nu vă lasă niște chestii în care să vă pierdeți vremea iurea și să visați că prințul ăla e un, mă rog, e de basm, da? Poate fie și un prinț de basm, da? Dacă e cu adevărat, Saturn zice bravo, nu vă mai despărțiți niciodată. Dacă nu e de basm, atunci nu, nu mai merge treaba. Pe de altă parte, Fecioara, uite acum are ocazia să să și renunțe la o relație, dacă lucrurile nu mai funcționează, da? Vrei să renunți la o relație, dar uite, poate să fie ceva într-un mod, să zic, oarecum mai amiabil, nu cu mari, nu cu un scandal uriaș, da? Cel puțin în următoarea perioadă. Iar fecioarele care aveți legătură cu zona aceasta de procese, da, de acte, uite aici Venus vă aduce vindecare, vă aduce ușurare, vă poate aduce un câștig, dar repet, asta dacă, nu știu, cu adevărat, da, voi ați avut dreptate, da? Și eu zic că e ok. Și pe de altă parte, fecioarele singure, vedeți că este o perioadă în care, nu știu, universul ăsta vă cam flutură așa pe la nas, câte un partener, câte doi, azi unu, peste câteva timp, iar altul, iar dacă tu refuzi, treaba ta. Acum e ok, poți să te bagi într-o relație, dacă e cineva care zâmbește frumos, poate fie un client, poate printr-o colaborare se leagă vreo iubire, poate pentru alții știu eu, este vorba despre... Um, persoană poate din altă țară, poate este o persoană diferită de tine. E ok, ea și socializează, ea și vorbește, e totul bine și frumos, da? dar nu-ți văd planuri de nuntă de pe o zi pe alta, așteaptă finalul lunii să vezi dacă Saturn zice băi gata, chiar e serios, chiar e sinceritate, chiar e ok, tot înainte împreună până la, până la deci bătrâneți. Da? Deci e ok tot înainte. Însă eu zic că este o perioadă bună pentru pentru fecioară, mai vin acolo rezolvări, v-am zis, legate de acte, legate de bani, vin oameni frumoși în viața voastră. Asul de monede 3 de cupe, o bucurie mică, un nou început, un nou loc în care mergi, da? poate să fie vorba și despre o resetare în viața ta, o nouă colaborare doi de bâte. Uite, niște planuri pe termen lung pe care ți le faci, dar este și un moment în care te afli într-o așteptare foarte mare. Cineva îți face o invitație în străinătate sau undeva la distanță. Iar ultima carte, Regele de Bâte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Deci este o perioadă foarte bună pentru tine, o perioadă în care, uite, ți-am zis, poți să primești și vești bune de undeva de la distanță sau Poate să fie un moment în care fecioara are multă energie, are multă speranță, reușești să negociezi cu cineva sau întâlnești o persoană care îi place așa să se bucure de viață din plin și care îți poate face o propunere interesantă. Poate să fie un nou client, Zodia balanță, Dragi Balanțe, pentru voi este o zi de marți destul de ciudată. Aș zice eu că Balanța. Um, în ziua de mars trece printr-un moment destul de ciudat, destul de dur, și acum fie este un moment pasional în relația de cuplu, fie este vorba despre o decizie importantă privind o relație de cuplu, o colaborare, o afacere și așa mai departe. Tot pentru balanță, uite, Venus acolo se mută în pești. Ea se simte foarte bine în pești, este guvernatoarea ta și cu siguranță o să te ajute. Acum, tot am mai menționat chestia asta că trebuie să fii puțin atent, da, venus acolo, bineînțeles, îți aduce o îmbunătățire a stării de sănătate pentru cei care aveți probleme sau pentru cei care căutați o soluție la o problemă de sănătate. La muncă lucrurile încep să se îmbunătățească, se liniștesc, da? mai apar oportunități de avansare, mai apar colaborări, te simți apreciat pentru ceea ce faci, însă, pe de altă parte, iubirea poate să apară pe la muncă pentru unii, dar în același timp, cei aflați într-o relație vedeți că uh, se poate îmbunătăți relația sau se poate închega relația printr-o rutină zilnică sau prin lucruri aparent banale, că faceți mâncare împreună, că faceți curățenie, că aveți grijă de un animal, că nu știu, aveți o problemă de sănătate și vă îngrijiți unul pe altul, adică și acolo da, pot fi lucruri interesante. Acum, tot pentru balanță, trebuie să fiți puțin atenți, dar Venus acolo vă ajută, însă, repet, se întâlnește cu Saturn și acolo e testul suprem. Dacă vedeți o îmbunătățire a lucrurilor da, pe mai multe planuri, eu v-aș sfătui să nu stați deoparte, adică să nu ziceți gata, au început lucrurile să meargă, gata, stau liniștit ca și până acum. Nu, nu, pentru că Saturn vine acolo și dacă o să fie ignoranță, dacă o să fie în continuare, să te împarți pe toate planurile, da, și să nu-ți vezi puțin nici de sănătatea ta, nici de sufletul tău, sau să te împarți acolo între două locuri de muncă, două orașe, două persoane, două chestii diferite. Vezi că vine Saturn și acolo chiar nu e bună deloc, da, pentru balanță. Deci, dacă dai dovadă de sinceritate, dacă te folosești de faptul că lucrurile încep să funcționeze și faci și tu ceva, universul ăsta te aplaudă, vine Saturn spre final de lună și îți dă un premiu foarte mare și foarte frumos. Da? Bun. Hai să vedem pentru balanță ce trebuie să știți. Mmm, de băte. Judecata, da, o discuție aici clarificatoare, poate este o revedere cu o persoană dragăție, dar și o discuție deschisă. Uite, are legătură cu dragostea. Te apucă dragostea de cineva, ți se face dor de o persoană. Unii poate aveți de luat decizii importante și acum e momentul să o faceți. Moartea, o legătură cu un scorpion. Deci, e ca și cum balanța vrea să se elibereze, da? Te transformi din omidă în fluture, îți iei zborul, te relaxezi, zici gata, asta e viața mea, da? E libertate, e bucurie. Iar ultima carte, Regina de Cupe, o legătură cu o zodie de apă, pentru unii, rac, scorpion sau pești, dar poate să fie vorba și despre o legătură cu o persoană sensibilă, iubitoare, sinceră, e o persoană liniștită, dar poate este și energia ta. Că după sfârșitul ăsta, care e foarte brusc, deci e o schimbare bruscă, e ca un fel de judecată de apoi, da? Nu știu, te duci la muncă și te ia șeful și spune, băi, uh, ai muncit atât, meriți atât, da? sau într-o relație de cuplu, da? Am făcut până aici atât, tu meriți atât, eu merit atât și așa mai departe. Deci pot fi și astfel de lucruri pentru balanță, dar uh, este ceva ce se decide aici pe un termen lung, este ceva benefic pentru tine, uh, ceva, repet, ce se schimbă cu viteza luminii pentru balanță. Zodia Scorpion. Dragi uh, Scorpioni, pentru voi, este o zi în care aveți niște schimbări acolo în continuare destul de mari de făcut, poate prin casă, în familie. V-am zis, poate s-a stricat o ușă, poate s-a stricat un aparat, poate nu mai funcționează o relație cu cineva din familie sau cu partenerul, nu știu, cu fiecare, cum știți. Dar v-aș sfătui să fiți puțin atenți și pe zona sănătății. Da? Este și o zi în care scorpionul are multe lucruri de rezolvat de prin trecut și acum a trebuie să o facă. E ca și cum n-ai dus gunoiul de o săptămână și acum trebuie să recuperezi și trebuie să faci mai multe drumuri, da, poate să fie și asta, dar în același timp, Venus se mută în pești, asta acolo toată luna martie o să rămână și prin aprilie, dar dar Venus acolo poate să aducă împăcare în relația cu partenerul sau poate să aducă scorpionului o stare de bine acum. Uh, pentru cei aflați într-o relație. Da? Acolo vedeți că Venus, da, poate să aducă liniște, poate să aducă împăcare, dar treaba asta presupune un sacrificiu enorm din partea voastră sau presupune un sacrificiu enorm din partea partenerului. Acum, uh, Venus, da, deci lucrurile inițial pot merge, dar dacă, dar spre final de lună Venus se întâlnește cu Saturn și dacă acolo nu este sinceritate, iubire, dar din așa pură, da, dacă acolo nu este totul așa ca la carte, da, vedeți că Saturn cam nu o să vă lase, da? și e posibil să vă treziți cu o durere mai mare față de cum o aveți acum, da, acum fiecare cum consider, da, fiecare cum consideră. Pe de altă parte, scorpionul e posibil să zică, bă, gata, mă văd puțin de plăcerea mea, de iubirea mea, mai, mă rog, mai ales cei care sunteți singuri, vedeți că poate să apară cineva sau poate să fie un moment în care zici, gata, mă apuc și îmi dedic puțin timp mie, da? Și asta tare mult ar ajuta, tare mult, da? Adică, băi, până acum am stat după toată lumea, da? Și acum nu, vreau să mă iau un film. Singur, acum, mă duc, fac o baie relaxantă, citesc, meditez, mă rog, fac lucruri pentru mine, pentru sufletul meu și o să vezi cât de bine o să fie, da, o să vezi cât de bine o să fie, pentru că, spre final lunii, Saturn cu siguranță îți va da puterea să faci schimbarea necesară, fie să apară persoana potrivită, fie să te simți tu cu adevărat, dar și mai bine, cumva, să-ți intre și în rutină chestia asta. Pe de altă parte, tot pentru scorpion, mai ales pentru cei singuri, v-am zis, dragostea plutește în aer, dar ce mai văd eu este o îmbunătățire, fie semnezi un contract valoros, fie îți vin niște bani, fie uh, relația cu un copil devine mai bună, devine mai liniștită, dar este și o perioadă în care, așa cum am zis, uh, plăcerea asta, pasiunea, da, poate să fie secretă sau poate discutăm despre niște lucruri din trecut da, care acum bat la ușă. Iubiri vechi, posibil și asta. Însă acolo trebuie să fiți foarte atenți pe împăcări și pe iubiri vechi. De ce? că nodul sud e prin balanță, e pe casa 12 da? dacă nu vine acum Saturn să vă trezească, cu toate că o să vină cu siguranță și o să, se trezească pe toți, da? pe toți, da? Um, poate să fie, eu știu, eu uite, de undeva de prin primăvară intră Lilith acolo și chiar nu e bun. Chiar nu, da? Deci, Scorpionul are ocazia să se bucure de viață cu Venus acolo, are ocazia să facă lucruri pentru propria sa plăcere, da? Hai să vedem. U, uh, 8 de spade. Vrei să fugi? Ce faci aici? Ești într-o închisoare, uite. Ca și cum te-ai legat de ceva, de un job, de un loc de muncă, de ceva anume, de o situație, da? Nu știu, ca să stai la dos de ploaie și acum îți dai seama că, bă, nu e ok, stai că trebuie să plec, da? Stai că trebuie să plec, stai că, de fapt, nu mă acoperă nimic. zece de cupe, nu știu, e o obsesie, sunt niște gânduri aici pe care le ai în continuu legat de cineva din familie, poate e cineva, poate e cineva care are probleme de sănătate da? și atunci e normal să fiți solicitați. Uh, da, e ca un fel de obsesie sau ca un gând care pur și simplu nu poate să din minte. Da? Cinci de bâte, da? puțină agitație, poate fi un fel de discuție în contradictoriu, poate fie un moment de gelozie. Alții poate, nu știu, aveți concurență, poate la muncă, da? nu știu, tu vrei un proiect și colegul vrea proiectul și trebuie să vă întreceți. Da? Însă sfatul aici este să, să luați lucrurile puțin în joacă. Da? Ultima carte, Luna, e multă confuzie pentru Scorpion, o legătură cu Zodia Pești, dar și în moment în care, uite, poți să te gândești foarte serios aici să, știu, să stai așa tu cu tine. Da? Luna aici poate să reprezinte și că ești pe niște nisipuri mișcătoare și acum, ce să faci? Multe emoții, da, împăcare, vindecare, pasiune. Poate e cineva care este instabil din punct de vedere emoțional în jurul tău și poate și pe tine te agită. De asta tot îți ziceam eu cu partea de curățenie, pentru că na, nu e ok, zodia săgetător. Pentru voi este o zi cu mare pasiune în, în viața personală. Uite, iubirea poate să strălucească în aer pe undeva prin jurul casei, poate să fie și un moment în care săgetătorul are curajul și zice ceea ce nu-i place, face în sfârșit ceva pentru sufletul său, un drum important, dar și o decizie radicală privind relația de cuplu pentru, pentru săgetător, și aici decizia poate să vină și printr-o separare, și printr-o împăcare. Depinde de fiecare. Ideea este că ceea ce se întâmplă în perioada asta aduce săgetătorului multă liniște. Venus se mută în pești și acolo te ajută. Da? Te ajută foarte mult da, să simți că e mai multă liniște în casă. Dar, repet, nu doar acum, până la finalul lunii, chiar și prin aprilie. Deci ai mai multă liniște în casă, în suflet. Poate să fie și un moment în care nu știu, te apuci și cumperi chestii pentru casă, să-ți înfrumusețezi casa, alții vă apucați, nu știu, faceți meditații cu betișoare parfumate, cu tămâie, cu tot ce vreți voi, da? Să știți că v-ar ajuta tare mult, da? Chiar v-ar ajuta. Pe de altă parte, Venus acolo poate să aducă și vindecare pentru cei care aveți o problemă de sănătate sau o problemă de suflet, că și alea sunt probleme importante, da? Nu spuneți că nu. Și alea sunt probleme importante. Um. Pe de altă parte, tot pentru săgetători, mai ales pentru cei aflați într-o relație, poate să fie și cu vindecare, adică stând împreună, petrecând timp împreună, lucrurile se liniștesc, se relaxează. Acolo unde se poate, acolo unde nu se mai poate, săgetătorul o să caute liniștea și cu siguranță o vei găsi, cu siguranță o vei găsi anumite planuri de viitor care se schimbă privind casa și familia, dar eu zic că, uite, pentru săgetătorul singur este o perioadă în care încep să-ți aduci aminte de prietenii de prin trecut, de un fost partener sau cei aflați într-o într, -o, într -o relație, uite, puteți să vă amintiți sau puteți să treceți printr-un moment în care ați mai trecut cândva. Doar că acum, na, trebuie să alegeți iubirea, pasiunea, lăsați lumea, lăsați chestia că sunt în rândul lumii. Nu există așa ceva. Da? Nu există așa ceva. Um, relația cu membrii familiei se pot îmbunătăți, da, relația cu mama, posibil și asta, dar este o perioadă bună pentru, pentru săgetători, zic eu. Chiar o perioadă absolut fantastică. Însă, repet, Venus la un moment dat se întâlnește cu Saturn și acolo e testul suprem. Deci dacă e ceva uh, stabil, e ceva cu liniște, cu pace, e sinceritate, e credință, lucrurile pot merge mai departe, dacă nu, nu știu, acolo se poate rupe ceva definitiv, da? Șase de spade, pajul de monede. Un drum, nu știu, studiezi ceva, vrei să te muți sau... Ă, unii poate faceți niște drumuri pentru a învăța ceva, este o zi în care anumite informații pe care le aflați vă determină să vedeți lucrurile mai clar. Regina de băte este cartea ta, deci săgetătorul e foarte entuziasmat, e foarte energic, știe foarte bine ce își dorește și poate să fie și un moment în care vrei să acționezi într-un mod nou. Da? E ca și cum zici, da, dar vreau plăcere, vreau pasiune, vreau să mă simt eu bine în primul rând, împărăteasa, o legătură cu zodia taur sau zodia balanță, posibil să vină niște bani astăzi sau tot pentru săgetător, poate să fie și un moment în care nu știu, simți, te simți apreciat, te simți bine, poți să semnezi un contract important, îți pot veni bani sau poți să primești o veste bună de la o persoană dragăție. E o femeie aici care ți aduce foarte mult noroc, poate să fie mama, poate să fie o persoană matură sau stabilă. Zodia capricorn pentru capricorn, zic eu că este o zi bună, o zi în care parcă mai ai de plătit acolo niște facturi sau poate este o zi în care vrei să investești ceva în casa ta, poate vrei să mai cumperi ceva alții, poate vreți să ajutați un membru din din familie cu niște bani. Dar uite, Venus pentru tine se mută pe casa a treia. Și, în general, vei vedea o îmbunătățire pe zona studiilor, da? Deci, cei care studia sau cei care predați. Însă, vedeți că Venus aduce îmbunătățire. Dar asta nu înseamnă că se întâmplă minuni peste noapte. Cumva este un ajutor pe care îl primiți. Lucrurile încep să se mai miște dintr-un anumit punct de vedere, însă, na, da, Acum, trebuie să dați dovadă și de seriozitate, pentru că altfel nu ia bună, da? Altfel nu ia bună tot pentru Capricorn, uite ce aflați într-o relație, puteți să simțiți o îmbunătățire dar în relația de cuplu prin niște drumuri scurte pe care le faceți împreună cu partenerul, prin niște discuții din astea spirituale, elevate, secretoase, da, acolo cine știe vă puteți îmbunătăți relația, poate rezolvați împreună cu partenerul niște chestiuni legate de acte și iar e de bine iar pentru Capricorni singuri dragostea poate să plutească în aer prin vecini. Da, te duci nu știu, te duci să rezolvi ceva și când colo te întâlnești cu o persoană sau prin intermediul anturajului, da. Te invită niște prieteni, niște rude, undeva te duci acolo și nu știu, mai cunoscut pe cineva nou. Este și o perioadă în care Capricornul învață multe lucruri despre dragoste și asta e de bine, nu-i de rău. Deci dragostea plutește în aer, dar este și o perioadă în care poți să negociezi foarte bine pentru o sumă de bani, poți să negociezi foarte bine pentru statutul tău și vezi că dacă ieși apar niște cursuri, niște studii, da? ceva de făcut pentru muncă, e de bine că poate să vină și avansarea. Da? Asta dacă lucrurile sunt tratate cu seriozitate, bineînțeles, dar la tine nu fac probleme că teoretic tu ești o persoană foarte parolistă, dar și foarte sigură pe ea. A venit pisica, nu știu, deci eu nu știu ce are pisica, deci numai la voi vineți ceva timp și ea înainte venea numai la zodia pești și zodia rac. Nu știu pe unde venea ea că, nu știu, ea e născută în semnul peștilor, deci poate e ziua ei în perioada asta și eu nu știu. Da, o să-i stabilesc o zi de naștere, că am găsit-o pe stradă, deci nu știu când s-a născut. Așa mi-a zis veterinarul că e undeva uh, final de februarie-martie, undeva. Da. Trei de bâte, trei de spade. Uh, primă de blocare, doar că e ceva ce nu place, ceva ce nu convine. E ca un fel de dezamăgire. Apoi avem 5 de bâte. E o discuție aici în contradictoriu care apare. Poate pentru unii capricorni uh, discutăm și despre o concurență. Uh, doi de cupe. Da? Uh, doi de cupe, uite, înseamnă o colaborare bună. Te întâlnești cu o persoană dragăție. Stai de vorbă cu o rudă, cu cineva. Este o discuție de la inimă la inimă pentru, pentru capricorn. Deci este o zi extraordinar de frumoasă. Un copil, un nou început, poate ai ceva de clarificat cu partenerul și uite, acum e o ocazie. Zodia vărsător pentru vărsător e o zi în care aveți un curaj maxim vărsătorul poate să fie ceva mai nervos în ziua de marți, în sensul că uite, acum zice lucrurilor pe nume A, acum ne ia pe toți și zice bă gata ori e totul sau nimic, da, ori e albă, ori e neagră și asta e ok, zic eu că era și cazul să faceți asta. Pe de altă parte, Venus intră pe casa banilor și aici v-am spus eu un secret, da, vărsătorii care vreți o mărire de salariu, vreți o avansare, acum e momentul să comunicați, pentru că aveți și curaj să ziceți, vă lucrez mult, vreau o mărire de salariu, vreau un bonus, vreau ceva, da, acum aveți curajul, dar aveți și oportunitatea, că Venus fiind acolo va, ar trebui să vă aducă mai mulți bani, mai multă apreciere, dar ăștia nu vin din senin. Că prindeți o reducere, că primiți un cadou, vă mulțumiți doar cu atât, că după aia Venus pleacă de acolo puteți să vă apucați, să spuneți, vreau mai mulți bani, vreau nu știu ce, vreau nu știu cum. Deci e un moment bun pentru vărsător. Da? Venus acolo vă faceți, vă simțiți mai apreciați, vă simțiți bine, vă aduce reduceri. Deci dacă vreți, tot înainte. puteți să mai căutați o colaborare, puteți să-i spuneți șefului, băi, am nevoie de mai mulți bani, ia mai dăm niște sarcini de făcut și mărești și salariul, da? Poți fi și asta. De ce nu? și tot acolo vărsătorul va începe să, să investească mai mulți bani în propria sa plăcere, în propria sa pasiune. Poate e vorba de faptul că începi să te simți mai apreciat în casă, în familie. Alții dintre voi poate vă apucați acolo și vă cumpărați tot felul de lucruri pentru sufletelul vostru. Poate sunt chestiuni care țin de planul spiritual, vă cumpărați lumânări, cărți, ce vreți voi acolo însă este și o perioadă în care vărsătorul va investi foarte mult în starea sa de bine. Și asta e ok. Dar, repet, treaba cu banii, cu aprecierea, e ok, dar trebuie să comuniști, trebuie să zici. Da? Dacă nu zici, o să rămâi doar cu reducerile pe la magazine sau știu eu ce cadouri simbolice poți să primești. Deci depinde de tine ce faci. trei de bite, 6 de monede. Uite, o discuție aici legată de niște bani, legată de niște cheltuieli. Da? Pot fi și cheltuieli pentru casă, pentru că na, poate pe acolo sunt cheltuieli mari și poate le suporți tu sau poate partenerul îi zice băi mai dă niște bani în casă. O primă de blocare, o primă victorie legată de un cadou, de o sumă de bani. Nebunul e o veste legată de un copil pentru universători. Un nou început, o eliberare, o veste bună care apare, ești energic, ești curajos, uite, e un nou drum Ultima carte, Asul de cupe. Hai că e de bine. Uite, niște emoții noi pe care le trăiești, vești bune care apar. Este o veste care te va impresiona foarte mult din punct de vedere emoțional. Și are legătură cu o distanță, are legătură cu cineva care are curajul să se rupă dintr-o situație, cineva care are curajul să pună punct la o poveste. Dar, vărsătorul poate rămâne mirat și de o reacție exagerată din punct de vedere emoțional a cuiva. Zodia Pești. Uh, pentru Pești este o zi tare interesantă. În primul rând și pentru tine. Fie apar niște cheltuieli, fie pentru unii dintre voi. Uh, posibil ca acum să aveți curajul necesar să vă cumpărați lucruri pentru sufletul vostru. Uh, Venus sau să, nu știu, să achitați o datorie veche. Aici cu datoria, nu știu, aveți o factură, aveți ceva, o amendă, nu știu, ceva. Uh, Venus intră în zodia voastră. Sunteți foarte bine susținuți. Venus acolo, în primul rând, vă va face să vă simțiți mai bine. Deci vă poate aduce vindecare pentru cei care aveți probleme de sănătate. Vă face să străluciți de-a dreptul și oriunde o să intrați, oricum o să vă îmbrăcați, indiferent ce o să faceți, ce o să spuneți, toată lumea o să se uite la voi frumos, o să vă aplaude, o să fie lucruri plăcute. Și tot pentru pești, da? este acolo o deschiderea unei perioade în care nu știu, te simți mai liniștit, mai relaxat, poți să atragi iubirea, deci pești singuri, vedeți că iubirea nu crește în copac în următoarea perioadă, ci voi sunteți cei care îi atrageți pe ceilalți, așa că na, pe cât o să vă, vă, vă înfrumusețați mai mult, pe cât o să vă concentrați mai mult pe iubirea de sine, că Venus acolo și pe voi vă ajută, dar până la un punct, um. Pe cât o să vă concentrați pe asta, pe atât o să atrageți parteneri și acum o să vedeți ce să și alegeți, da, că deci e complicat complica puțin cu alegerea, dar nu e imposibil, nu uh, Pentru pești aflați într-o relație, da, o să vedeți că începeți să fiți mai pozitiv, da, începeți să spuneți hai că oferi iubire că oferi șanse acum uh, dacă nu profitați suficient cu energia lui venus acolo și vă apucați să dați iubirea aia, pasiunea și starea de bine către ceilalți și către voi zero, da? Aici, deci trebuie să găsiți un echilibru. Dacă găsiți echilibru, vine Saturn spre final de lună și vă dă premiu, da? Și vă dă premiu. Dacă nu, poate fi mai puțin mai ciudat față de cum a fost până acum. Uh, cumva peștii ar trebui să-și canalizeze mai multă energia către ei în perioada asta și nu către ceilalți. Dar, repet, da, Venus acolo vă ajută până la un punct, v-am zis. Pe de altă parte, să vă simțiți mai norocoși, vă vin banii mai ușor, știți mai bine să negociați, știți mai bine să acționați, deci e ok, da? Se deschide o perioadă foarte bună, te simți așa ca o prințesă, ca un prinț, pentru că totul e ciudat, foarte mulți pești o să vreți să vă aranjați, mai mult să vă cumpărați, tot felul de lucruri, 9 de cupe îndrăgostiții, o legătură cu zodia gemeni, dar și o bucurie mare pentru pești în legătură cu o relație sau în legătură cu o decizie importantă a unei persoane. 6 de spade, faci un drum undeva anume sau cineva face un drum către tine. 6 de spade poate să însemne și un moment de eliberare. Este un moment în care zici gata, merg undeva sau las ceva în urma mea, las un compromis. Ultima carte, Asul de spade, o victorie pentru tine astăzi, o veste bună, clarificatoare. Fie tu ai curajul și pui piciorul în prag, fie pentru pești este un moment în care vă bucurați. Nu știu, aflați de o petrecere, o zi de naștere, o bucurie mare de la șeful, o bucurie mare legată de zona străinătății. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile pentru ziua de uh, marți. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă îmbrățișez cu drag. Uh, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și vă reamintesc și de aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone, cât și pe Android. Da? acolo aveți toate uh, uh, aveți multe funcții, da, și vă reamintesc și de această echipă, da, această firmă de IT. Da, cu care eu colaborez de câteva luni bune, sunt foarte mulțumită, așa că dacă aveți nevoie de un serviciu, dacă aveți nevoie, nu știu, sau dacă știți pe cineva care are nevoie, eu v-aș ruga să intrați, vă uitați pe site, recomandați, vorbiți, da, și nu știu, eu una sunt foarte mulțumită de serviciile lor, acum fiecare, da, o să, o să vadă. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc încă o dată când mi-ați rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.